mine și de mine. Nu, n-am spus așa. Am spus să vină cât mai mulți. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Împărate Celes Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pentru tine și toate le împlinești, vistierul bunătăților și dător de viață, vino și te stărășluiește într-un noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Tare, de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Tare, de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Tare, de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. La Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru Sfânt numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Părinte, binecuvintează. Nu este Dumnezeu cu asta vă ajut ca să ai bine de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. V-ați luat, vă rog, bine ați venit. Adică n-ați mai plecat acasă, dar... Părinte Tănase, iată parohia noastră, vă așteaptă din nou mijloc să ne aduceți cuvânt și întărire ca să puteți să mergem mai departe. Iubiți credincioși, seara aceasta a fost, de fapt, toată ziua a fost o zi minunată, ziua închinată ocrotitorului parohiei noastre, Sfântul Antonie de la Iezăr. Și iată că în seara aceasta l-avem pe Părintele Tănase Nicolae, mijlocul nostru de la Marea Plopului, care va avea ca temă mucenicia, jertfă și iubire de săvârșită în familia creștină de astăzi. Părinte, bine ați venit! Să rămână și bine ați venit! Bine ați revenit! Părintele mi-a spus câteva minute în urmă că nu începeți fără mine. Și mi-am adus aminte cu multă plăcere de 36 de ani în urmă, când s-a tot întârziat un examen în iunie și un coleg avea programat nunta. Văzând că nu mai intră la examen, s-a dus la oficiul poștal și a dat o telegramă acasă și a zis: vin și eu, dar nu faceți nunta fără mine. Foarte frumos. Și când am văzut așa mulți aici, într-o biserică așa, mi-am adus aminte de 26 de ani în urmă, când la piața universității am zis: Hristos a înviat, și când s-a răspuns adevărat a înviat, era să cad peste balcon când am văzut atâta lume. Nu mi-am închipuit că poate fi așa atâta lume. Nu sunteți ca acolo, dar sigur că nu ești. Tema care s-a fixat și pe care o doriți să dezbatem este legată probabil cu plecare de la un moment în taina cununiei, și anume un moment ultim, când dăm în semn de bucurie roată, în oră,
în jurul mesei, unde s-a făcut în mijlocul bisericii economia și cântăm Sfinților Mucenici care bine v-ați nevoit, iar în sfârșitul, în opusul, cum se numește economiei, pomenim pe Sfântul Mare Mucenic Procopie, adică pomenim pe un mucenic, asta înseamnă că recunoaștem că este căsnicia o cruce. Și unde este cruce, este jertfă. Și cei care se jertfesc se numesc mucenici. De aceea spunem că urcăm pe un munte cu doi versanți, sau cu mai multe căi de a ajunge în același loc în vârf, fie în mănăstire, călugări fiind, fie în lume, căsătoriți fiind, fie în lume, necăsătoriți fiind, fie aflați în patul durerii. Așa am putea, după un anumit criteriu, să spunem că există cele patru cruci în nevoința noastră din lume. Ce ne dorim la fiecare zi de naștere, ziua onomastică, la o aniversare sau altă, ne dorim mult bun și fericiți ani. Ne dorim fericire. Ce-ți doresc eu ție? Fericire. Dar toate acestea, la un moment dat, putem să înțelegem încet, încet așa, că Hristos s-a jertfit, Sfântul Ștefan s-a jertfit, face începătură mucenicilor. Și noi trebuie să înțelegem că trebuie să ne jertfim. Și deși căsnicia a adus foarte multe bucurii, ea rămâne totuși o jertfă. De aceea sunt de condamnat acele fete, acei băieți care întârzie acest moment ca să și mai trăiască puțin viața până când intră undeva ca într-o închisoare. Că zicea nu este o închisoare, este o jertfă, o mucenicie continuă, liber asumată și foarte plăcută. Nu este o durere mare, este o durere plăcută. Adică ne tot complacem în această jertfă pentru a imita și pe Hristos și pe mucenici, pe toți care s-au jertfit. Cred că de la această idee s-a pornit cu această temă, într-o această zi mare pe care ați avut-o în biserica dumneavoastră, biserica și parohia dumneavoastră, cu atâtea binecuvântări. Cine se jertfește mai mult? Soția sau soțul? Și ne duce gândul că totuși mai mult soțul. Pentru că el muncește, el merge în munți, el merge la pădure, el aduce lemne, el merge la un serviciu care solicită mai mult mușchi și așa mai departe. În realitate nu e așa, pentru că mai mult se jertfește soția, pentru că petrece foarte mult înăuntru familiei și jertfa vine tocmai din această dublă atitudine pe care o trebuie să o aibă în jertfa ei. Se grijește și de toate ale casei, iar în zilele noastre nu mai vorbim din păcate, din imprudență, femeile se jertfesc mai mult, pentru că fac aproape tot ce fac bărbații, plus ale casei. Asta este și o jertfă, în același timp este și o pedeapsă care și-a câștigat-o femeia, pentru că a dorit mai mult decât să fie prințesa casă. Ea este de vină, pentru că ea a dorit asta. Și iar dacă n-a dorit, ea este de vină pentru că se supune la lucrul acesta.
adică mai aduce un salariu în casă, care duce destul de des la lenea soțului sau la limitarea lui din punct de vedere material, financiar, pentru că este totuși o abundență în casa lui când soția aduce la fel de mulți bani, aproape la fel de mulți bani, sau chiar mai mulți bani în foarte multe cazuri. Se cade nouă, bărbaților, în timp să rezolvăm această problemă și cunosc familii tinere care au reușit să conceapă viața de familie mai simplă și fiind mai simplă viața, este mai de dorit această jertfă pentru copii și pentru ambianța din familie. Jertfa aceasta este deosebită și ar trebui noi, mai ales în biserică, cei din biserică, noi ne considerăm înăuntru bisericii, noi credem că suntem înăuntru bisericii de zid și înăuntru bisericii de suflete, noi aceștia ar trebui să înțelegem mai deosebit, mai specific această chemare. Sigur că, probabil, deja mintea noastră a analizat aceste câteva cuvinte și deja a calificat imposibilitatea de a rămâne în registrul acesta când ea, soția, se sacrifică de două ori. Adică nu numai ce îi se cere, ci și ce putea să nu îi se ceară. Nu știu dacă înțelegeți că, prin ce am zis acum, ne declarăm împotriva multora dintre profesiile și meseriile îmbrățișate de femei, în detrimentul educației copiilor, pentru care este o pierdere enormă. Toate imperiile în lume au pierit la câțiva ani după ce n-au mai avut mame. Pentru că mama nu numai naște, crește, educă, celelalte câte se vârșește. Dacă am crește copiii în acest duh, am putea să perpetuăm o familie, modelul unei familii, care să fie de bază în momentul acesta, exceptând aceste enclave care am reușit să le mai păstrăm, societatea românească este foarte bântuită. Câtă vreme părinții nu mai reușesc să-și controleze copiilor, mari și mici, câtă vreme copilașii bat din picior la adresa părinților lor, mama ta sau nici gând de bunici, înțelegem prin aceasta că avem foarte multă scurgere de autoritate și energie pe care nu mai putem să o exercităm, întrucât o pierdem în felul acesta. Este de preferat să ne considerăm în continuu într-o alertă, pentru că prea multe sunt loviturile pe care le primim. Copilul, spre exemplu, în familie, pentru că este oarecum părăsit de umbrela mamei, umbrela familiei, este descoperit, este foarte lovit. E lovit la școală, este lovit de internet, este lovit de colegi, de televizor. Uneori e lovit de profesori, alteori e lovit de diriginte. De cei mai mari, de cei mai mici, sunt prea mulți dintre cei care lovesc. Prea mult din cei care tot lovesc în propriul copil și noi nu avem această dexteritate să ne apărăm copilul. Uneori chiar noi îl bulversăm în gândirea lui,
și în concepția lui. Așa se formează copilul, așa avem copilul. Desigur, nu concepem în tratarea acestei teme să nu ne permitem, dar facem reproșuri. Noi numai ne analizăm înăuntru ca evrei, nu ca greci. Există un afirmație, un proverb, să spun așa, anume că evreii scoteau gunoiul și îl puneau pe ziduri, la vedere, iar grecii îl puneau sub pat, sub, îl ascundeau sub preș. Putem să ascundem gunoiul sub preș, dar realitatea va fi cu totul alta. Și ea va fi crudă și se manifestă, cum ați văzut și săptămânile trecute, în manifestări contra bisericii, aceștia sunt copiii noștri, manifestări dureroase de altfel, pentru care noi ne aflăm într-un doliu continuu în sensul de rugăciune pentru morții noștri, mai ales pentru copiii noștri morți, în loc nepotrivit, într-o zi nepotrivită, iar noi în biserică nu facem altceva decât rugăciunea să plângem pe mai departe propria noastră procedură. Să nu credem că e vorba de pedeapsa lui Dumnezeu, este vorba de un echilibru pe care Dumnezeu l-a lăsat să se împlinească pentru noi, oameni din biserică, ce nu am făcut de ajuns. Așa, de pildă, cei 18.700.000 evidențiați în statistică, este lucru sigur, de copii avortați. Până în 2012, închipuiți-vă că până astăzi sunt peste 20.000 de milioane de copii avortați, statistica încă nu e actualizată, toți acești copii strigă împotriva fraților lor care trăiesc. Pentru care motiv auzim continuu de ce nu vrei să ai mai mult de un copil, mai mult de doi, mai mult de patru? Câți copii ai? 6. Nu mai faci? Nu. De ce? Nu mai pot. Ce nu mai pot? Nu pot să le ofer acestora mai mult decât trebuie, mai mult decât mi-am pus eu un gând și atât. De pentru care urmează avorturi și alte metode, așa zise, anticoncepționale, care sunt contragestive și care suprimă viața fraților acestor 4, 6, 2 sau câți copii sunt și care urmează apoi să strige din țărână, sângele lor strigă, precum sângele lui Abel striga împotriva lui Cain și cerea acest echilibru. Așa și numai așa să înțelegem aspectele dureroase prin care trecem noi în biserica noastră, dar și pe cei care sunt în foarte mare durere, durere care nu se va sfârși până la moarte. Sunt sigur că toți care plângem pe acești copii morți zilele trecute, săptămâna trecute, noi plângem punându-ne pe noi în locul părinților lor, în locul fraților, surorilor, bunicilor lor. De aceea plângem și noi. Că altfel n-am avea de ce să plângem, pentru că noi nu-i cunoaștem. Noi când plângem în jurul unui cataval, în jurul unui care nu mai între noi, pe de-o parte avem amintiri și atunci plângem, dar cel mai adesea plângem pentru că ne așezăm în locul lui și în locul celor care au suferit o mare pierdere, noi cei de pe margine. Iar noi creștini
suntem uniți în această rugăciune și suntem foarte puternici. Să știți că noi, românii, am fost foarte studiați, de aceea și suntem loviți chiar în aceste tradiții ale noastre și s-a constatat că avem atâta legătură unul ca altul și cu morții noștri. Nicăieri nu s-a văzut așa pentru morți, să punem o colivă în mijloc și pe urmă să ținem toți de ea și care nu ajungem la colivă, să ținem unul de altul. Este un simbol extraordinar al legăturii celor vii cu cei morți, cei morți cu cei vii. Aceștia suntem noi. Din păcate, putem încet, încet să înțelegem că e parte din ce a fost. Parte din măreția celor timpurilor care au trecut. Din păcate. Jertfele poporului român de-a lungul anilor, vremilor, au fost foarte mari. Și toată jertfa s-a făcut în cea mai adâncă, cea mai puternică criză. Nu există mai mare criză decât după un război. Războiul aduce o criză de nedescris. Pentru că războiul atacă armata pe de-o parte, sunt pierderi în armată, dar și sunt și foarte mari pierderi în rândul familiei celor care au luptat în armată. Ei bine, binecredinciosul Domn Ștefan cel Mare și Sfânt vine și ne dă un exemplu extraordinar. El nu numai a câștigat războiul, a și pierdut. Dar de fiecare dată, la pierdere sau la câștig de victorie, a ridicat câte o biserică în momentul cel mai dur. În momentul de criză, cea mai adâncă criză posibilă, după război, cu proprii oșteni rămași vii din lume. Așa se explică rapiditatea cu care construia biserici. El nu dădea drumul la oșteni după război, după lupte. Avea locul stabilit sau la legea atunci, avea arhitect care în timpul luptei făcea planurile și apoi avea sigur ceva meșteri specialiști și apoi cu acești oșteni venea și ridica biserici și mănăstiri în vreme de criză. Și noi ne aflăm, zice-se, într-o vreme de criză. Este o criză falsă, o falsă înțeleasă. Noi nu trăim într-o criză, în momentul ăsta, într-o criză materială, financiară. Asta este numai o idee. Noi însă avem acum o criză spirituală foarte puternică. De ce? Din cauza confuziei. E foarte multă confuzie, dacă observați. Foarte multă amestecătură. Foarte mult compromis. Chiar și noi, preoții, adesea facem fel de fel de compromisuri în ideea de turmă mare, în contradicție cu ce a zis Hristos, nu te teme, turmă mică. Noi, sigur că ne dorim să fim cât mai mulți, dar trebuie să rămânem și autentici în credința noastră. Să nu fim racolați de unii și alții care cred că noi putem să supunem biserica la niște transformări. Biserica, prin aceasta a rămas 2000 de ani în picioare. Biserica, vorbim de biserica spirituală, nu de biserica de zid, dar desigur și de cea de zid care ne adăpostește, cum se întâmplă și în momentul acesta. De aceea a rezistat, pentru că biserica, de-a lungul timpurilor, nu s-a adaptat omenirii, ci a mers cu iubirea ei, cu regulile ei, ea a stabilit ce este de folos și ce nu este de folos și încet, încet a devenit o instituție divino-umană, adică și dumnezeiască și omenească și care rezistă și pentru care noi care credem că merge capul, noi creștinii în biserică,
nu avem să avem a face compromisul de a o transforma într-o instituție socială. Biserica nu este o instituție socială. Biserica este o instituție soteriologică, spun teologii care înseamnă mântuitoare. Biserica se ocupă de mântuirea sufletelor oameni. Atât. Nu se ocupă de altceva. Că pentru mântuirea sufletului este nevoie și de faptă a iubirii concrete, de milostenie, de post, de rugăciune, de ajutorarea celor în nevoie, de vizitarea celor din pușcării, de săturarea celor flămânzi, de adăparea celor însetați, fel de fel de aș sigur că biserica face aceasta în împlinind porunca lui Dumnezeu, iubiți pe Dumnezeu și pe aproape ca pe voi înșivă. Dar de aici și până la deveni biserica noastră ortodoxă, o instituție socială, este cale foarte îndepărtată și din punctul nostru de vedere imposibil de abordat. Să fim cu luarea minte ca șerfele noastre în familie, în marea familie, biserica, în mica familie, propria familie, care și în propria familie, tot o biserică, să nu pătrundă această ispită de admirație a unora sau altora care în bisericile lor, să spunem așa, fac foarte multă milă. Cei care au plecat peste hotare și au dormit pe sub poduri, au fost primiți acolo și de biserica noastră ortodoxă de acolo, dar în special de alte culte, care sigur au ajutat. Și ei s-au întors de acolo cu admirație. Dar nu trebuie să admirăm, trebuie să mulțumim și atât, pentru că a schimbat scopul pentru care biserica a fost întemeiată, înseamnă, de fapt, a anula ideea de jertfă. Biserica este jertfitoare, îl jertfește pe Hristos, în taina Sfintei Liturghii. Creștinii, membrii ei, se jertfesc ei înșiși, unul pentru altul, pe noi înșine și unul pe altul, și toată viața noastră lui Hristos, Dumnezeu, se o dă. Iată, în câteva cuvinte, niște puncte, niște jaloane pe care le-am dat în seara aceasta, pentru ca apoi să purtăm împreună aici o discuție, ca să numim totuși seara aceasta o împreună sfătuire, pentru că în biserică fiecare din cei botezați prezintă aceeași valoare înaintea lui Dumnezeu. Hristos a răspignit în mod egal pentru cel știutor și în cel neștiutor, bogat, sărat, mai puțin învățat sau deosebit așa de deștept, dar are grijă întotdeauna să prețuiască pe cei care prezintă încă o dată aceeași valoare pentru Dumnezeu. Avem aici parte din moaștele Sfântului Ioan Gură de Aur, un patriarh al Constantinopolului, care în secolul al IV-lea nu a făcut compromisuri și, drept pentru care, a trebuit să sufere exil, a trebuit să slujească singur în pustiu, a trebuit să treacă prin fel de fel de jerfe impuse, dar liber asumate, care în cele de urmă au fost răsplătite prin preamărirea lui și în puține ani, aproape 30 de ani, în jur de 30 de ani, a fost reabilitat, să spunem așa, readus în porunca
fiul împăratului care îl prigonise și părătese care îl prigonise. Momentul în care Sfântul Ioan Gură de Aur a stat legat de aspectul de jertfă, ca în termenul conferinței noastre, incită foarte mult oamenii politici, este acela în care, mergând la biserică, vede niște lingușitori care ridicaseră de aur o statuie împărăteței. În momentul acela, el nu mai slujește și în toate duminicile post-plimbare ține un șir de predici numite despre, în opera lui, se numește Despre statui, în care arată că, indiferent cât e de omul puternic din punct de vedere politic, în niciun caz nu poate fi substituit lui Dumnezeu. În Grecia, în jurul anilor 60, a fost o foarte mare criză. Grecii, cam de 3 ori într-o sută de ani, intră așa într-o criză și nu știm cum ies, că ies bine. Probabil un comerț de 4.000 de ani vechime, înainte de Hristos, plus 2.000 de ani după Hristos, probabil îi le dă această dexteritate. Și în această criză, la data aceea, comuniștii, care încercau să pătrundă și acolo, au mers în Sfântul Munte și a zis, dați toate tezaurile voastre din Sfintele Mănăstiri ca să iasă poporul din criză. Și răspunsul a fost, nu. Și a venit replica și a zis, voi care propovăduiți sărăcia, voi care propovăduiți iubirea, vă opuneți? Și a zis, nu. Nu ne opunem. Numai că suntem prudenți. Pentru că voi nu o să vreți numai asta, după ce luați toate acestea și rezolvați problema, apoi voi o să ne cereți și sufletele noastre. Și atunci al cezarului trebuie să-i dăm cele ce sunt ale cezarului, adică taxele și impozitele. Atât aparține puterii lumești. Iar restul dăm ce e al Dumnezeului Dumnezeu. Și Ceaușescu și actualii conducători au încercat fiecare felul lui să atace partea aceasta de rezistență a noastră, partea sufletească. Ceaușescu printr-o strânsoare care determina omul, nu-l forța, astea au fost cazuri mai izolate, determina omul să nu vină la biserică sau să vină la biserică și să doarmă în biserică de atâta muncă, determina omul să fure, pentru că nu era plătit bine. Iar actualmente sunt fel de fel de conducători și oameni politici care procedează într-un fel pe care nici nu mai putem să analizăm felul ăsta de proceduri, să atace omul. Primul mare atac este prin legea numărul 1 din decembrie 1989, în care avortul a fost, a căpătat libertatea de a fi efectuat. Asta însemnând, de fapt, cu sânge, distrugerea noastră ca popor. Ce jertfă să mai putem noi face ca să anulăm cele ce s-au petrecut deja, în condițiile în care poporul nostru mai naște 1,3% un procent de 1,3%. Acesta este ritmul de naștere în România, sub limită 2,1%, sub limita existenței ca și cultură, 2008, în condițiile în care niciun popor din Europa totuși nu mai are viață lungă, tocmai prin propria hotărâre de a se autodistruge. Nemții 1,4, spaniolii, italienii 1,3, grecii 1,2, portughezii 1,1, francezii 1,8, dar așa cum știți, 8,1 e rata nașterilor islamicilor în Franța.
fără să avem ceva împotriva islamicilor care nasc, bravo lor că nasc și mare avertisment pentru noi, pentru că asta s-a întâmplat în Kosovo, 450 de ani în urmă, lumea erau 2% musulmani, 98% ortodoxi. După 450 de ani, anii trecuți, când a fost război, acolo războiul a fost provocat de acest procent inversat, 2% ortodox, 98% musulmani. Ce să vorbim de aspectele palestinine din Palestina, în care unul zice, ăsta e terenul meu, iar celălalt zice, ba nu este al meu, că eu sunt aici de când tu ai fugit în lume. Și conflictele care, iată, ne naștem în aceste conflicte mondiale și murim tot în aceste conflicte și ele nu se mai rezolvă. De aceea, în înțelepciunea sa dumnezeiască, Mântuitorul Hristos ne-a învățat să stăm deoparte, să dăm cezarului cele ce sunt ale cezarului și atât. Implicarea noastră a preoților, dar și a dumneavoastră credincioșilor în viața politică, este un act de foarte mare curaj, foarte mare periculozitate a mântuirii. Închipuiți-vă dumneavoastră că iadul este plin de parlamentari care dorm. La ședințe ei dorm și lasă să treacă pe lângă ei legi esențiale care ar putea să schimbe fața și viața poporului nostru. Este o responsabilitate extraordinară pe care poate să aibă un om politic. De aceea mai întâlnim pe aici, pe acolo, câte o statuie ridicată unui primar, unui senator, unui guvernant în istorie, pentru că ei, oamenii, au ținut să cinstească memoria lor, să fie recunoscători pentru cele care s-au săvârșit în vremea lor. Trăim deci vremurile tulburi în care ni se cere această jertfă de rugăciune, această jertfă de răbdare, această jertfă de rezistență într-o lume foarte tulburată și care rămâne tulbure pe perioada așa de mult timp. Biserica însă rămâne neclintită. Biserica are un sistem automat de protecție. Biserica elimină pe cei care nu fac ale ei. Dar nu-i dă afară. Ei înșiși se dau afară. Și biserica are și formule, lucrări, în care îi reintroduce. Are taina spovedaniei, iar în cadrul Sfintei Liturghiei avem mereu, deși nu mai botezăm prea des adulți, avem mereu o rugăciune, o ictenie care spune cât sunteți chemați ieșiți. Cât sunteți credincioși, iarăși, iarăși cu pace, Domnul este lângă. Adică există acest simbolism al dării afară din biserica și al reprimirii. După ce, sigur, în taina Sfintei Spovedanie, e recunoscut că n-ai venit trei duminici intenționat la biserică, nu pentru un motiv sau altul, în lene sau așa, s-au făcut fapte care ți-au afectat ție calitatea de creștin. Biserica Ortodoxă nu lucrează cu excomunicări, cu asta, dar se produce, toate acestea se produc, auto-excomunicare, auto-excluderea din biserică și apoi reprimirea, tocmai prin această dragoste și iubire pe care Dumnezeu o are, pentru jertfa noastră de a ne întoarce, pentru că e în căsnicie, mica biserică, în biserică, mare familie, există această formă în care noi putem să revenim. Pentru că Dumnezeu, cum știți, nu ne va judeca pentru căderile noastre, ci pentru lipsa noastră de ridicare. Nu pentru păcat, ci pentru lipsa noastră de pocăință.
Acum, dacă ne uităm aici, sigur că este zi de lucru și tinerii au mersul lor. Dacă ne uităm aici, vârstele noastre sunt cele de seriozitate, cum se spune, adică avem deja o experiență în care noi recunoaștem împreună că prin ce am trecut și cunoaștem. Ne-am venit Dumnezeu odată cu perial, se adaugă și înțelepciune. Și ne dăm seama ce înseamnă aceea jertfă. Adică acele clipe, mai precis acele ceasuri, nopți petrecute la lângă patul copiilor noștri, pomeriori, micuți, aceste jertfe care mamele în special le-au făcut. Uitați să vă spun că femeia este dotată cu o forță însutită de rezistență la căpătâiul copilului. O femeie poate rezista foarte puțin somn până la 4 ani, iar un bărbat, tatăl copilului bolnav, poate să rezista până la 4 luni. Adică foarte puțin, după aceea începe să plângă și nu mai rezistă într-un ritm în asemenea ritm. Acestea fiind spuse, dacă putem considera oarecum acestea de ajuns, pentru ca să primim câteva întrebări scrise sau și mai bine verbal, ca să putem vedea și părerea dumneavoastră, care nu este de neglijat, și părerea dumneavoastră, care probabil ați trecut prin diverse aspecte în căsnicie de jertfă și aspecte jertfitoare. Atunci, asigur că am putea să concluzionăm, eu peste o perioadă de câteva ore, spre 4 dimineața când plecăm, cam cum stau lucrurile și cum este... La seara am fost la facultatea de drept, eu m-am silit să vorbesc puțin, am vorbit 56 de minute, și ei s-au silit și ei să participe și a trebuit să mai stăm până la ora 10, încă 3 ore, ca să răspundem la întrebări. Asta e foarte bine că oamenii întreabă. Uneori întreabă lucruri foarte serioase, alteori lucruri foarte simple, dar important este că le întreabă cu multă inimă, cu multă preocupare. Întrebarea uneia poate să folosească atâția. Iată, deja avem pe aici întrebări. Înainte de asta, dacă ne permite să mai facem câteva scurte anunțuri, până mâine seară, la orele 22, cei care nu v-ați închinat, o puteți face, închinându-vă la cinstitele moaștele Sfântului Ierarh Ioan Gură de Aur, la racla Sfântului Ioan Gură de Aur, cu evlavie și cu multă bucernicie. Puteți să o faceți și merită să profitați de acest lucru, de această ocazie. Următoarea seară duhovnicească o vom avea pe data de 7 decembrie, tot la orele 18, tot lunea, tot aici, ultima din acest an, va fi cu Părintele Profesor Dr. Mihail Milea, președintele Fundației Sfântul Sava din Buzău. Mai avem câteva cărți din lucrarea domnului Dr. Pavel Chirilă, care a fost aici în mijlocul nostru în urmă cu 2 săptămâni, cartea numită Prevenirea cancerului, costă 10 lei bucata. Cumpărând această carte, contribui cu o donație pentru construirea primei clinici de recuperare oncologică din România, Clinica Nera, spune domnul Dr. Pavel Chirilă. Și mai avem câteva exemplare din ultimul număr al revistei Lumea Credinței pe luna noiembrie. Pe 5 decembrie, în cadrul slujbei privegherii sau lichiei, în ajunul prăzniurii Sfântului Ierarh Nicolae, alt ocrotitor spiritual al bisericii noastre, vom avea un concert tradițional de colinde cu membrii Asociației Tradiția Românească, care au cântat și anul trecut, tineri care au venit îmbrăcați și anul trecut și așa o vor face și de această dată, în acest an, în port popular tradițional românesc. În cadrul Sfintei Liturghii, duminică 6 decembrie, chiar în ziua hramului, a prăznuirii Sfântului Ierarh Nicolae,
vom avea colindători, elevi de la cele două școli din zonă, din cartier, de la școala 82 și de la școala 149, copiii și nepoții noștri. Părintele paroh, dacă vrea să anunțe ceva, sau altcineva, dacă nu, trecem la întrebări. Poate sunt și întrebări verbale. Dacă are cineva... Adică din partea ăstora curajoși, ăștia sunt fricoși. Uitați, aici zice așa, părinte, prietenul meu vrea să facă avort. Doctorul i-a spus că copilul s-a oprit din creștere. E însărcinat între ele, ce să facă? Nu vrea să facă avort. Pentru că dacă așteaptă încă o zi, două și vede, sigur, după părerea doctorului, că chiar s-a oprit din evoluție, acesta nu este un avort, este un curetaj. Avort se numește când copilul e viu și îl omori prin curetaj sau prin alte metode. Din păcate, această oprire din evoluție în ultimii 10-12 ani este foarte deasă. Foarte frecvent întâlnită, din păcate, cu foarte multe explicații în felul nostru de trai. Stres, medicamente, optimizare în alimentație, etc. Dacă un bărbat nu se poate hotărâ în privința unei singure femei pentru o relație serioasă, căsătorie, ce sfat aveți? Adică, înțeleg că bărbatul ăsta are foarte multe solicitări. Nu știe unde mai... A spus că bărbatul poate înșela, dar femeia nu. E, nu chiar așa. Bărbatul, dacă înșeală, femeia nu poate să-l lase. Iar dacă femeia înșeală, el poate să o lase. Da, o să zicem, dar de ce inegalitatea asta? Nu e o inegalitate, este o relație pe care Hristos a stabilit-o, Hristos, Biserică, Biserică, Hristos, soț, soție, soție, Hristos, ca simbol. Însă, în ce ne privește, la ora actuală, avem așa de multă mojicie din partea bărbaților, încât Biserica este nevoită partea unor bărbați, Biserica este nevoită să recunoască de drept ceea ce, de fapt, s-a săvârșit. Adică ruptura. Și atunci Biserica Ortodoxă nu permite divorțul. Unii spun, vai, Biserica Ortodoxă e permis divorțul și Biserica Romano-Catolică nu. Nu e adevărat. În Biserica noastră nu e permis divorțul. Dar Biserica vine și recunoaște în drept ceea ce, de fapt, s-a întâmplat, această ruptură, adică ceea ce îi lega pe cei doi, iubirea, s-a sfârșit, s-a sfârșit. Și atunci nu mai reușește Biserica să se supună vechii practici, tocmai pentru că omul o impune. De ce bărbatul este mai infidel decât femeia? Nu întotdeauna. Cine spune? Da. Deci femeia are mai multe slăbiciuni, nu este firesc să fie invers. Femeia nu are multe slăbiciuni. Ea e mai fină în anumite lucruri și de-aia se pare că are multe slăbiciuni. Ea este prea finuț, foarte finuț, creată de Dumnezeu, iar omul, uneori chiar bărbatul, omenirea, bărbatul în special, o tratează altfel. Speculează aceste slăbiciuni ale ei. De ce, cât de des sau de rar veniți în București? Vine ori de câte ori sunt chemat. În ultimii 8 ani am venit de 10 ori. În ultimele 2 zile de 3 ori. Nu. Vreau să răspunde la toate întrebările. Sigur, la toate întrebările. Uitați, avem și o întrebare curajoasă. Natalitatea. Având copiii mei atât de mari și fiecare s-a întâlnit la câte un copil, s-o pot da un răspuns. Nesiguranța locului de muncă.
acesta, că pe vremea lui Ceaușescu, așa că rog în vremea lui asta, vrei siguranța locului de muncă și ai putut să-ți faci o casă și ai putut să-ți faci un copil și să-l crești. În ziua de astăzi este o mare problemă. În primul rând, în instituția în care lucrezi, după 3 luni, maxim 6, nu spune dacă nu vii la servici, mă angajăm de altă. Este foarte adevărat că s-a ușurat munca mamelor față de cum era la noi. Să spălăm scutece, să le fierbem, să le călcăm. Dar costă enorm de mult. Un salariu uneia dintre părinți se duce pe lapte praf, se duce pe Pampers și pe ce mai rămâne pentru mâncare. Credeți așa în ce spuneți acum? Da, atunci răspundeți-mi mie de ce domnul Țiriac are un singur copil. Dar domnul Becali de ce are numai 3? Pentru nesiguranța locurilor de muncă? Fără să, probabil, atât au făcut. Îmi arătați dumneavoastră oameni bogați, cu siguranța nu locului de muncă, cu siguranța generației întregi de bani, care fac copii mulți? Atunci nu e adevărat ce spuneți. Nu e adevărat. Nu aceasta e cauza pentru care eu omor copii. Nu e cauza pentru care nu mai vreau copii. Eu nu mai vreau copii pentru că eu sunt comod. Așa e, așa e. Păi cum, dar eu cum să mai mă duc eu la... Știți ce s-a întâmplat de curând? De curând, acum un an. Un tată și o fetiță au mers la Sfântul Efrem în Grecia și s-au rugat ca să mai aibă un frățior după 12 ani. Nu mai rămânea gravidă soția acestea. Ce s-a întâmplat? Și a rămas gravidă. Numai că această întâmplare, adică s-a întâmplat această siguranță care a adus-o rugăciunile și Sfântul și Dumnezeu, așa, a stricat planurile de la mare, de vara. Și și s-a zis fetița, tati, dacă știam că Sfântul ăsta este așa rapid, ne duceam mai târziu. Asta este cauza. Deci copilul strică planurile. Nu că nu e siguranța locului de muncă. Ce rost are, dacă nu e siguranța locului de muncă? De ce din cei 2 copii care îi am, nu junghi unul? Ca să fie, mă descurc cu ălaltul. Nu e așa. Ce spuneți dumneavoastră este o constatare, e real ce spuneți, dar este o continuă înșelare care bântuie. Păi 2 copii scăzuți din 2 părinți, 2 minus 2 nu fac 0? Bun. Este adevărat în acest ritm că ajungem în anul 2056 să fim 9 milioane? Atunci ce facem cu Roșia Montană? Ce ne mai interesează pe noi de Roșia Montană? Probleme, nu știu. Ce probleme? Nu ne mai interesează. Păi dacă nu are cine să moștenească Roșia Montană? Ne mai interesează monumentele istorice? La ce folos? Ce istorie o să... mă interesează monumentele istorice în măsura în care ele atestă documentar sau, mă rog, prin prezență, istoria mea ca popor. Deci, în privința aceasta, să știți că există o continuă, oriunde te duci la o conferință, când vorbești despre avort, vorbești ce vorbești, la prima întrebare sau la a doua, zice, dar ce părere aveți despre avortul terapeutic? Păi avortul terapeutic este 0,00004 de 08 la mie. Ce părere ai de avortul Ce părere ai tu de avortul la primul copil? Care este așa de important să se nască din punct de vedere medical. Să nu se anuleze acest ciclu care a început să curgă de naștere. În general, cine omoară primul copil, în general rămâne greu gravidă, sau nu mai rămâne, sau nu mai rămâne deloc, sau și așa mai departe. Foarte mare problemă. Este real, adevărat, că oamenii au această preocupare a locului de muncă. Dar de ce au această preocupare? De ce vor neapărat să muncească? Pe care existență? Cum să am eu existență dacă eu omor sau evit? Eu sunt sortit, nu vedeți că sunt sortit dispariției? Cum? Pentru că existența mea și a copiilor mei se bazează pe sânge. Eu not în sânge până peste cap, că în România sunt peste 18 milioane acum de locuitori.
până la 23 de milioane sunt plecați în străinătate. Deci, dacă iau seama la 18 milioane 700, peste 18 milioane populație, deci, practic, populația României există în mormânt. Păi ce viitor să am eu când copiii din pământ strigă împotriva mea? Păi nu mai am niciun viitor. Trebuie neapărat să înțeleg asta. Pentru că așa tot merg și mă gândim. Continu mă gândim și spun că, de fapt, nu e adevărat, sunt comod. Pentru că au vrut altceva. Pentru că dumneavoastră și cu mine, la vreme, am pus ștampila pe un om plin de sânge. Și politic. Până cum nu e așa? De ce au plecat? De ce nu mai avem locuri de muncă? Mergem acum într-o altă zonă care nu ia biserici. Deci, la momentul acesta, Doamnă, noi trebuie să recunoaștem, în afară de vina politicului, noi trebuie să recunoaștem lipsa noastră de credință și lipsa noastră de cunoaștere și lipsa și comoditatea noastră. Dacă vrem să fim sinceri, suntem comori. Păi da, dumneavoastră, dinamora mi-a spus de frecat scutece, da? Noi avem 5 copii. Știți ce a făcut preoteasa când a venit Revoluția și s-au ușurat lucrurile cu mașină de spălat? A mai luat un copil. Preoteasa, nu e bine să luăm încă un copil. A avut alăte 19 ani. Nu e bine să luăm copii acum, la vedere, la... Așa, noi avem mersul nostru. Nu, vreau să cresc și eu copil cu pampers și căruță. Vedeți? Aveți dreptate, s-au ușurat foarte mult lucrurile. Dar s-a scrântit și foarte mult mintea. Foarte mult. Într-adevăr, s-au ușurat și așa, numai când v-am văzut de gestul acesta, mi-aduc aminte cât trebuia să care de la aragaz în cadă, apă încălzită, complicat. Și așa mai departe. Da, dar restul, ce am făcut? Ne-am prostit încet, încet și asta este. Plecare în străinătate, vă dați seama, un dezastru. Se întoarce acolo cu mintea sucită. Ei acolo văd ceea ce vedeam noi sub Ceaușescu, erau niște seriale Dallas. Ce aiureală să vezi Dallas sub Ceaușescu. Nici nu puteai să-ți meargă mintea la nivelul ăsta. Iar la ora actuală, încă vedem telenovele care modifică foarte, foarte mult concepția noastră. Așa că, Doamne, nu prea... Cum să fac cu locul de muncă? Dacă eu nu... De ce nu înțeleg că eu trebuie să-mi fac loc de muncă? Dacă nu sunt propriul stăpân, trebuie să fiu propriul stăpân. Al doilea, între crimă și loc de casă cu 150 de euro metru, eu aleg crimă. De ce nu venit la Valea Propului cu 3 euro metru? Înțelegeți? Ce vrei voi cu Bucureștiul? Eu ce să fac? Eu am făcut ca biserică, nu noi biserica am provocat asta. Noi am încercat în biserică cât am putut să luminăm oamenii. N-am reușit. Oamenii au țipat în stradă, noi muncim, nu gândim. Oamenii au asimilat preoții cu Rațiu, cu Câmpeanu. Aceiași oameni care ne-au ajutat să construim sub Ceaușescu biserică. Aceiași. Deci oamenii fiind pestriți, își culeg roatele, au semănat vânt, culeg până în acum. Asta e. Este, nu este neadevărat ce zice. Dar atenție că la ora actuală se merge mult pe comoditate. Și nu vrem să ieșim din nimic. Nu vedeți miliardarul numărul 2 al Rusiei? A dat părții tot, am oprit acolo 10 milioane de dolari. Așa s-a dus în pădure și trăiește acolo, cu nevastă 6 copii. Cultiv. De ce? N-am mai rezistat. Și atunci i-am zis, asta.
Este la noi acum unul, tot așa, făcea pe în Cipru naveta cu elicopterul din Cipru. Și stă undeva acolo, n-a mai dat fetița la școală, face școală de asta la distanță. Și trăiește simplu. Eu nu zic să facem neam făcut așa. Dar totuși ne-am tot boierit și nu e vorba de cei de la oraș. E vorba de și cei de la țară au pierdut această noțiune de țăran autentic. Sigur că s-au întâmplat foarte multe lucruri. Nu i s-a cumpărat lapte, nu i s-a cumpărat vițelul, nu i s-a cumpărat legumele. Noi ăștia mai cu bani ne-am dus mereu ba la metro, ba la Bila, ba la Carrefour. Săracul țăran a tot rămas. Urmă s-a tâmpit și țărana, a început să pună apă în lapte. Și celelalte, s-au înlănțit lucrurile. Ce părere aveți față de căsnicia albă? Am părere că nu putem ști despre asta, întrucât cine o practică nu spune la nimeni. Nici măcar două. Deci n-avem de unde să știm că ei nu spun. Sunt deja de sus, că sunt în modestia respectivă și nu spun. Nu spun, noi nu știm. De iară dacă spun, n-are valoare. De ce susțineți mijloace metode contraceptive? Biserica ortodoxă, anumiți părinte, consideră fraudă conjugală și atentată împotriva planului Dumnezeu, din care cererea de în conferința Avocate de Drept, părerea dumneavoastră împotriva metodelor contraceptive nu era suficient de clară, deducând că le agreatele cum? Figură este drept alte metode. Nu știu ce ai auzit, avem o mare șansă. Conferința a fost înregistrată. Dacă se înregistrează de verbe, cum dorim noi pentru figură? Împotrivă, suntem pentru următorul fapt. Să nu facem confuzie că avem de face cu contracepție. Nu. Ele sunt contragestive, nu contraceptive. Contraceptive ar însemna să nu se conceapă. Contragestiv înseamnă să umori. Ori pilulele acestea nu împiedică concepția. Ele ucid copilul la 14 zile. La 14 zile moare copilul. Când, într-un război, soldații omoară bătrânii, opinia publică, când omoară femei, mai grav, când omoară tineri, civili, mai grav, când omoară copii, mai grav, când intră și omoară copii în leagă, opinia publică, mai condamnă, mai mult condamnă. Bun. Când îl omoară, mic, mic. Grav. Dar când îl omoară în burtă, la o lună, nu e așa de grav? De ce opinia publică nu țipă? Dacă nu îl omoară la 3 luni, opinia publică, de ce nu este în stradă? Dacă nu îl omoară la 14 zile, de ce nu e grav? Că e mai mic, mai mic, mai mic. De ce ala de la 8 luni, a mai dansat în burtă, s-a bucurat un pic de viață. Știți? Dă de picioare. Unul a dat la maternitatea din maternitatea Giulești, cred. A dat atâta de picioare până a luat steriletul măsa în călcâi și s-a născut cu steriletul în picioare. Înainte steriletele erau prinse în un ac în formă de ac de unghi. Sub anestezie. Acum nu mai este direct, așa este altfel, în formă de T. Și ăsta, în a dat de joi, a luat steriletul cu tot. Și s-a născut ca să vadă doctorii și toți, să vedem, că dacă Dumnezeu vrea, vrea. Bine, deci ăla în burtă la 8 luni, că s-au omorât și copii la 8 luni după Revoluție. Prin cezarea. Și noi știți ce facem noi preoții? Primim în biserică, așa ca nași, la cununie și botez,
acești medici care omoară. Nu-i rău. Greșit. Și dumneavoastră sunteți vinovați. De ce? Păi nu ne ajutați. Nu ne ajutați. Dacă spunem afară, urmează ne susțineți. Stați cu minte. Păi ne consiliu parohial, nu știu ce. Știți, părinte, că de fapt, domnul doctor, ce domnul doctor? Domnul doctor e criminal. Cum poate să boteze un criminal? Cum poți să naști din nou în brațe dacă tu omori și corp și suflet? Dacă tu ai asupra ta atâția copii nebotezați? Despre asta vrem să vorbim. Deci credeți, părinte, că la noi lipsa de reacție este cu adevărat nocivă, păguboasă? Sigur, sigur. Adică poporul e foarte îngăduitor, inclusiv cu preoții. Nu prea are important de timp ce preoții să facă slujba acolo. Câtă trăire are el, nu poate. Doar sunt 3-4-10 preoții în România, pe țin, și episcopul vrea să-i schimbe, îi schimbă, îi înlocuiește, și poporul se răspunde, dar nu e popa nostru. E popa-l tău, da. Popa-l tău e ce fel de botez face ăla și furunie, dacă popa-l tău e nebun. Asta e. Trebuie să luăm niște măsuri. Poporul nu susține și poporul nu ajută la această clarificare. Ca să știți asta. Soția lucrează. Cum? E cum să fiu excepție între 18. Doamne, ce înseamnă 5 copii? Dumneavoastră, ce înseamnă 5 copii? Ce înseamnă 5 copii față de părintele Mihoc de la Suceava cu 16? Și părintele la Sibiu cu 13? Dar ce înseamnă în Maramureș 22 de copii? 26 de familii au între 20 și 22 de copii. Nu contează câți copii ai. Contează câți omori. Contează că eu am fost unic la mama mea. Problema e dacă mama mea a omorât sau nu. Nu contează câți. Femeia nu este o fabrică de făcut copii. Atât a dat Dumnezeu. Nu te culci cu nevasta și pac rămâne gravidă. Dacă Dumnezeu sădește sufletul, rămâne gravidă. Că copiii se fac în 3. Nu în 2, cum cred unii. Tot ție Dumnezeu. Dacă vrem să recunoști. E bine, atunci când e soție Dumnezeu, nu mai pui problema ce ofer copilului. Păi ce poți tu să oferi copilului? Educație? Poți. Bani? Poți. Mașină? Poți. Cont? Poți. Meditații? Poți. Haine? Excursii? Viitor? Poți. Nu. Atunci, ce au oferit părinții doctoriței din Ploiești, care acum 26 de ani, abia acum a fost eliberată, și a tranșat soțul. L-a tăiat în bucăți. Și a avut 26 de ani de pușcărie. Dar ce au oferit părinții acelui doctor, care, pentru nu știu ce malpractic acolo, a făcut 18 ani de pușcărie, și după aia s-a constatat că nu, n-a fost. Și l-au eliberat. Cu despăgubiri. Unul acum a luat 1.000.000 de despăgubiri de euro. N-a avut niciun fel de urmăș. Și între timp a și murit. Că banii nu i-a mai primit. Nici el. A rămas tot la asta. Ce fel de viitor a oferit părinții acestora? Dacă e să dăm un exemplu. Ce fel de viitor? Nu poți să oferi nimic. Dacă totuși ai mulți copii, poți să oferi ceva extraordinar. Caracter tare. Și poți să arunci copiii la picioarele lui Dumnezeu. Treaba ta, nu-i interesat pe mine. Tu ai să dii sufletele în ei, gata, treaba ta. În felul ăsta nu ești disprețuitor și nu ești obraznic. Vreau să zic, asta este soluția, să aruncăm problema la picioarele lui Dumnezeu, nu s-o rezolvăm noi. De ce mai vrem mai încă un copil? Părinte, n-am ce să-i ofer. De ce nu faci copii? N-are copii. Părinte, nu sunt încă pregătit. Adică cum nu ești pregătit? Că nu sunt pregătit să ofer tot ce trebuie. Auziți?
Zice așa, soția lucrează, hotel, doi copii, soțul nu lucrează și mai rău. Și nici nu se interesează de lucru. Spune că este prea bătrân. 57 de ani. Într-adevăr e bătrân. Acum mi-am dat seama că e foarte bătrân. Deci, 57 de ani. Patriarhul Teoptist, când a plinit 90 de ani, a primit mesajul la domnul Băsescu. Cu prilejul împlinirii vârstei de 80 de ani, dar nu mai departe ce i-a urat acolo. Și au intrat câteva murmure, că împlinise 90 de ani. Și Patriarhul a răspuns. Și așa cum a zis domnul președinte, împlinind 80 de ani, apropo, eu credeam că am 90, dar așa sunt de bătrân, că am și uitat câți ani. Așa că 57 poate să fie bătrân, dar poți să îmbătrânești și la 30 de ani. Poți să îmbătrânești și la 57 de ani, dar poți să fii foarte tânăr la 92 de ani. Depinde dacă reușești să rămâi cu inima tânăr și cu preocupări. Cu preocupări. Sigur că e dramatic, încet, încet devine dramatic. Ăla nu lucrează, lucrează, problemă. Aici avem de-a face cu lipsa de jertfă. Care e situația copilor din centrele sociale pe care le coordonați? Pe care trebuie situația? Dezastroasă. Dacă sunt orfani, dacă sunt abandonați, ce să fie? Ce o să facem noi? O să modificăm noi lumea? Este ceva mai mult decât în gârlă. Dacă avem 419, nu prea e timp de educație, nu prea sunt bani de educație, nu prea e bani de supraveghere. Dar, să spunem așa, că decât în gârlă, decât în canal, decât pe aici, pe acolo, e mai un pic mai bine. Problema noastră este alta. De ce tu ai 8 camere și nu e 6 copii? De ce tu stai în 2 camere singur? Mai departe, de ce găsești copil sau bătrân sau amărât pe stradă și îl trimiți la valea proprie? De ce nu le iei? N-ai unde? Păi de ce n-ai unde? Deci am o singură cameră, o garsonieră. Foarte bine. Ai baie, da, ai cadă, da. Te duci la... pe aici, pe acolo, iei niște scânturi. Pui pe cadă, iei salteaua de pe pat, pui acolo, tu dormi acolo, pe ăsta, altul îl culci în pat, îi faci lui de mâncare. Că tu vrei asta. Sunt de foarte supărați pe bucureștenii care ne trimit copii sau bătrâni fără apă. Și a spus, bun, eu îl cresc, eu îl primesc. Fă și tu apă. Păi cum să facă? Alergi. Ești pensionat? Alergi. În loc să te duci nebun pe la toate mănăstirile de 16 ori pe an, mai alergi și tu două luni după niște acte ai unui copil sau unui bătrân. Sunt supărat pe doamnele cu pălăria din București care organizează prea multe pelerinași. De regulă se interesează aceasta din societate? Se integrează aceștia în societate. La stat, procentul este 1%. La stat. La noi, dacă depășim vârsta critică, se integrează toți. Dacă nu depășim, e o pierdere. Există o vârstă critică la copilul abandonat. Dacă nu putem trece peste vârsta aia, e dezastros și nu reușim nici noi. Că copilul mai vine și cu o traistă în spate de moșteniri atavice. Vârsta. Care vârstă? Depinde. La unii apare la 9 ani, la 12, la 14, la 16, depinde. De obicei, când la ceilalți copii apar crizele de adolescență, ăștia apar o criză din asta foarte greu de controlat. Dar când trec, e succes. Mai facem și câte o muntă, vreo 2-3 ani așa. Adică ce am luat acum 26 de ani, au 26 de ani. Ce am luat acum 22, am 23 de ani. Nici mai și în soară sau să mărită. Doresc că aș forma familie trainice. Trec prin experiență negativă din copilărie, abandon. Sigur, sigur. Întrebarea de aici și constatările sunt foarte pertinente. În final trebuie să existe un final.
adică un sfârșit bun. Dacă nu, dacă nu există loc de muncă, îmi spune Doamna, în sensul unei existențe, dacă nu există o familie, atunci am crescut copii ca și Ceaușescu și ca și actualul regim. La rândul lor au tendința să recurgă la abandon, violențe, ca în familie în care au crescut sau reprezintă sau model, reprezintă un model pozitiv. În familie în care cer să le formează. Păi depinde, depinde la vârsta care l-ai luat. Depinde cu ce vine. Din păcate nu putem spune da, este. Am 23 de ani și sunt căsătorit, poate, la 23 de ani, frumusețe. Doctorul mi-a spus să nasc doar prin cezariană, deoarece am cornea subțire și risteră, nu altfel. Spun ce zice doctorul. Dar problema cu cezarienele se pune după 6 cezariene. Nu după 2, nu după 1, nu după 3. O femeie la Vâlcea are 6. Sunt foarte multe femei cu 6 cezariene. Doctorul tot spune, nu știm. Da. Doctorul tot spune, spune. Noi nu ne punem contra doctorului, el știe ce spune. Dar doctorul este dator să spune. Iar noi suntem datori să credem în Dumnezeu care e. Ce sfat? Cunoașteți un astfel de caz? Iată, mai și întrebați și răspunde. După ce au făcut toate nefăcutele, doi soți au descoperit biserica. Da. Totul soțul are desere răbunirea spre soție cu acuzații nedrepte. Ce de făcut? Da, am cunoscut de curând o familie care o bate. S-a întors în biserică, toate mele, dar o bate. Apoi își cere spune. Stă în genunchi, pupă mâinile. Da, ori nu o bate. În sfârșit, se rezolvă o zi, două, iar o bate. Iar își cere. Asta e problema. Deci știți că cel mai important este să avem sănătate psihică. Pe urmă sufletească, pe urmă acolo. Că de-aia sufletească ne mai rezolvă cu Domnul, cu Părintele, cu Duhovnicul. Lucrarea tainică a bisericii, de alea fizice, ne mai ducem la doctor și ne rezolvă știința actuală. Dar de asta ne ducem la psihiatru, săracul psihiatru mărturisește că uneori ameliorează. Dar nu rezolvă. Dar niciodată nu rezolvă. El spune. De ce? Scânteala e problemă. Suntem o familie cu doi copii mari, 25 ani, eu am 48, soțul 46. Ne gândim să adoptăm un copil sau mai bine doi. E bine, dar poți să și faci între timp și adopți și faci. Un nu am acționat acest semn. De unde să începem? Ce părere aveți? Ne puteți da un sfat? Șansele pentru a rămâne însărcinată de acum încolo sunt foarte mici, dar nu e imposibil. Da. Avem o problemă. 48 și 46 de ani și de obicei vrei copil mic, înseamnă 68 și 66 de ani. Nu. Să fii socru, să fii mare, socru, mic, nu? Depinde. La 68 de ani. Un pic mai problematic. Să vedem ce fel de copil e tu. Că de obicei toată lumea vrea copil atât, dacă se poate atât. Adică vrea mic. E bună dreptate, dar nu întotdeauna. Găsești și statul deja pune foarte multe piedici la capitolul ăsta. La capitolul adopție, copil mic, face copilul 3-4 ani, se lipește de unul și de altul, îl mai smulgi încă o dată de acolo după ce l-ai smulg de mamă, de la mamă, pe urmă îl pui în altă, cum se mai adaptează, foarte multă problemă. Ați vorbit la un moment, da, despre deputații care dorm în timpul ședinței. Ce recomandați unui ferm creștin, absolvent de drept, tânăr creștin, absolvent de drept, să se îndrepte spre magistratură? Să se îndrepte. Problema este să fie drept. Să se îndrepte drept. Mie mi-a spus unul care a fost și judecător, și procuror, și avocat, și am făcut notare. Zice, ce treci, mă, când toate ai? Și azi, părinte, am încercat toate și duhovnicul mi-a interzis. De ce? Zice, nu reușesc să fiu drept.
Nu reușesc, nici ca avocat, nici. Nu reușesc. Și uite, m-am făcut notar și la notar nu mă bag în toate, ce fac numai anumite lucruri. Sunt foarte multe lucruri care le refuz. Deci e foarte important în funcția care o ai, vă dați seama, în funcția de judecător, tu care îl imiți pe dreptul judecător. Deci noi zicem că numai Dumnezeu este, că toată judecata a dat-o Fiului. Deci tu ești judecător și învârți lucrurile. Problema mare. Sigur că nu generalizăm. Sigur că există judecător corect. Dacă poți să fii corect, poți să ocupi orice loc în magistratură. Numai puțin o să vă rog frumos, s-au mai eliberat între timp unele locuri, fiindcă unele persoane au plecat. Vă rog, completați-le, ocupați-le, mai chemați spre ușe, persoane spre partea asta la alta bisericii, că sărmanii stau de o oră și jumătate în picioare. Mai sunt câteva locuri sus, în strană. Care sunteți mai tineri de picior? Da, veniți aici, orice de locuri sus, în că față. Mai sunt scaune acolo. Mai sunt locuri aici în față. Veniți și ocupați-le pe toate, cu curaj, mai ales cei de la ușă, de acolo. Că e păcat să stați în picioare și locul să fie liber. De ce unii părinți, preoți, bănesc, acceptă să facă deslegări de căsătorie? Când în Sfânta Scriptură scrie clar că este permisă o singură comunie căsătorie în viață. Biserica de ce aceasta să comune de mai multe ori într-o viață o persoană? Gândindu-l la unitatea comuniei în Biserica Ortodoxă. Foarte bună întrebare aceasta și din păcate există asemenea cazuri. Vreau că vorbiți de dezlegări de comunii, dar nu, vorbiți despre de ce cununăm a doua, a treia oară. Deci facem aceasta numai și numai pentru că noi avem de face cu recunoașterea de drept a ceea ce de fapt s-a întâmplat. Aceasta este, cum știți, numai o binecuvântare, este o dezlegare, este o comunie. Drept pentru care cred că lucrurile pot fi tratate ca o îngăduință și nu ca o regulă. Problema noastră este dacă cei doi au voie respectiv să se însoare, respectiv să se mărite. Există foarte multe cazuri în care cel care vrea să se însoare, nu mai are voie să se însoare din punct de vedere bisericesc. Adică dacă el a lăsat pe motive neîntemeiate soția, acum caută o altă soție. Pentru noi, ca preoți, ar trebui certificatul de comunie civilă să nu ne oblige la comunie. Bine, te-ai cumnat civil, stai tu acolo în civilia ta, dacă vrei acum biserica să-ți dea și girul. Însă, din păcate, mai ales la oraș, este foarte greu de studiat lucrul ăsta. Dar, în măsura posibilităților, trebuie să o facem. De aceea și punem afiș pe ușa bisericii, se căsătorește cu tare, cu tare. Vă rugăm să comunicați dacă există impedimente canonice. Foarte greu să faci asta la oraș, foarte greu. Dacă ascund un fapt împlinit față de prietena mea, crezând că o protejez, se numește minciună, sunt de vină că nu i-am spus, prezez că nu eram în cuplu atunci când am făcut-o. Ei, nu eram în cuplu, nu era familie. Probabil se referă la momentul în care am avut o anumită viață, îmi fac acum o prietenă și mă apucă sinceritatea și spun toată istoria mea. Din moment ce istoria mea tristă, aventurile mele nu s-au lăsat în final cu un copil, nu trebuie să-i spun toată istoria. Până am avut și o prietenă și gata. De ce? Pentru că nu știu forța ei de a înțelege, de a trece peste. Cunoașteți că a existat și există, dar foarte rar, spovedania publică. Spovedania publică nu este o spovedanie colectivă. Adică ne adunăm în biserică, preotul zice, a spurat și toți zic, da sau nu. Aia se numește interdicție, nu putem să spovedim oamenii colectiv. Dar spovedania publică înainte se făcea așa.
un creștin venea în mijlocul bisericii și spunea, preotul fiind îmbrăcat în veșminte, spunea toate păcatele lui. Știți ce făcea toți oamenii din biserică? Ce făcea biserica? Ce făceau creștinii? Plângeau. Pentru păcatele lui. Nemai existând această biserică ce plânge, atunci nu mai poate nimeni să vină să-și pună păcatele. Găsim creștini care vor să se spovedească public. Dar cine îi ascultă? Că cei de față se smintesc? Probabil nu m-ar asculta. Da, dar v-ar asculta plângând. Asta am vrut să zic. Nu știu cât ar plânge. N-ar plânge. Cât s-ar bucura. Eu am vorbit de curând cu o studentă care nu vrea să-și ia pastiluțele, are un tratament slăbuț, psihiatric. Și dacă tratamentul e slăbuț și reglează oarecum situația, tratamentul ăsta trebuie luat. Că cineva a spus, spre exemplu, un an că nu ia medicamentele și de acum a ajuns să aude voci în cap. Și foarte greu pentru medicul psihiatru să refacă lucrurile. Și atunci, ca să determin pe persoana asta să ia, i-am spus, eu am aceeași boală ca tine și mi-au tratamentul regulat. Ea bănuiesc, era înconjurată de colegi, a început să sară bănuiesc în sus, și a zis, părintele, este schizofrenie. Și o altă situație, mă sună o fată care tot așa nu vrea să ia tratamentul, care e un tratament simpluț, dar care provoacă de regulă, și părinte, vreau să mă spovedesc. Și zic că nu se poate. De ce? Sunt plecat. Unde? La spital. Care spital? Noi avem în zonă un spital numit Voila, lângă Campina. La Voila. Ce faceți acolo? M-am internat. Păi de ce v-ați internat? Păi nu mă internez de două ori pe an. De ce? Să-mi ajusteze, să mărească sau mișoreze tratamentul. Păi sunteți bolnav? Da. Ce boală aveți? Aceeași ca tine. Când veniți? Sâmbătă. Eu eram plecat la niște conferințe. Când veniți? Sâmbătă. Bine, ea sâmbătă l-a spovedit. Se spovedește. Și eu m-am dus foarte pregătit cu pastiluțe. M-am dus la farmacie și am luat niște cutiuțe inclusiv și am desfăcut acolo. Și am spus, știe vale propriului că eu sunt schizofrenic? Nu. Tu știi? Nu. Las eu de bănuit? Nu. Uite, eu iau la timp, dacă vrei să nu afli lumea, faci la fel. Și zice, duceți-mă și pe mine. Nu, fiecare se duce singur. Deci eu nu am mașină, eu singur pe autobuz. Și s-a dus cu, a schimbat trei microfoane și s-a dus. A așteptat o doctoriță foarte cum se cade și nici n-a internat-o. Eu a prescris și merg lucrurile. Foarte mult oamenii au nevoie să spui că și tu. Că noi când luptăm contra avortului, trebuie să spunem așa. Dacă am făcut avortul, să spunem, am făcut și eu avort și am visat și uite ce repercusiuni și o istorie în asta. Și dacă n-ai făcut, poți să spui că n-ai făcut, dar mai bine spui că am făcut și inventezi o istorie întreagă, care e repercusiunea asupra ta, cu care să-l susții pe celălalt, eventual să-l înfricoșeze. Dacă cineva nu este de acord cu ce spune părintele, poate să fie și cineva de acest gen. E bine. E scuzabil, e schizofrenie. Schizofrenia. Schizofrenia nu e altceva decât ruptură. Schizo înseamnă ruptură. Și de acolo vine și schismă. Mare problemă. Acestea, pentru că regula e una. Unde se dărâmă o biserică, se construie 7 spitale de nebuni. Ori, la ora actuală, sunt foarte multe biserici dărâmate, biserici sufletești. Și unde se dărâmă biserica, nu mai e preotul, unde nu-i preotul, nu-i spovedania, unde nu-i spovedania, nu este curățire de funinge. Funingina explodează.
dărâmă sobă. După ce dărâmă soba, e și mai grav. În noi, această explozie a necurății de păcat, explozia are loc prin sistemul nervos. De-aia vedeți depresivi, oameni care vorbesc așa, oameni care mi-a adus de curând unul timbre. Mi-a adus timbre, o grămadă de timbre, de la poștă și a zis, părinte, luați-le, nu se mai găsesc. Mai înainte de mult mi-au adus mentosane. Părinte, luați asta, pentru că nu se mai găsesc. Deci omul gândește ca tare, săracul, în neliniștea lui. Pentru că l-avem încă și mâine pe Sfântul Ioan Gură de Aur în mijlocul nostru, Părintele Paroc a hotărât și înțeleaptă decizia luat ca și mâine să se oficieze Sfânta și Dumnezească Liturghie. Nu spun adevărul, a fost constrâns. Eu numai v-am sugerat. Mi-a sugerat? Ce bine, eu pot să fac ceva fără fata asta. Când el zice un lucru bun, nu pot să refuzi un lucru bun. Am întrebat, n-am afirmat. Deci fiți atenți. Când cineva spune un lucru bun, nu ai voie să-l refuzi. Nu. Ai dreptul să spui doar păcatul, dar trebuie să spui doar da. La orice lucru bun trebuie să spui da. Sunt prezent, sunt prezent, sunt prezent. Timpul creștinului autentic este prezentul. Astăzi, astăzi este momentul mântuirii, astăzi este momentul pocăinței, astăzi este momentul îndreptării, nu mâine, că mâine poate nu mai ajungi. Astăzi, ați venit astăzi aici, nu mâine, nu e. Părintele a venit astăzi. Sfântul Ioan Gură de Aur a venit acum, astăzi, nu o să mai avem aici, poate niciodată. Și asta este foarte adevărat, pentru că noi zicem întotdeauna, lasă că mai e timp. Nu este timp. Nu mai este timp pentru nimic. Și cuvântul acesta de nu este timp, îl spuneau Sfinții Apostoli încă de atunci, de când s-a ridicat la Cer Mântuitorul, nu mai este vreme. Acum este momentul pocăinței. Nu este momentul îndreptării. Acum este momentul în care noi trebuie să facem. Apropo de demnul părintelui către spital, tot așa aveam și o frică duhovnicească și spunea, zice, părinte, dar era dusă. Deci, ai mei toți mă fac nebună, toată lumea zice, văd, mă urmăresc, eu văd sigur, mă urmăresc, văd acolo, nu ce. Și ăștia a zis să mă duc la spital. Și eu nu vreau, că nu sunt nebună. Bă, zic, nu mă știu ce. De ce? Păi să le demonstrez cu alte lucruri că nu sunt nebună. Doctorul îmi dă pata la mama mână, îmi spune, ești sănătoasă, clinic, nu ce putare, și îi spun soțul și fratele meu, băi, voi sunteți nebuni, eu sunt sănătoasă. Și s-a dus. Și după ce s-a dus, s-a internat și după ce a venit și mi-a mulțumit, părinte, ce bine ați făcut. Chiar aveam nevoie de ajutor, nu mi-am dat seama. Deci, când doi oameni îmi spun că ești beat, nu mai vorbim, să duci și te curci. Deci, un bărbat comentat, nu e adevărat, că tot omul zice. Și al doilea zice, nu mai comenta, te duci și te curci. De asta e mai bine. Ce mai scrie aici? Deci, la cât e mâine Sfânta Liturghie? La 8 jumate începe Macatistul și la 9 începe Sfânta Liturghie, da? Și mâine seara Sfântul Masul, la orele 17. Fără legătură cu subiectul de astăzi, vă rog să ne puteți spune câteva cuvinte despre nădejdea lui Dumnezeu și despre cum ați început dumneavoastră proiectul între chidemene de la Palea Acropolii. Am un copilaș întrebare aici. Poftiți? Am un copilaș întrebare aici. Ia. Hai, puiule, spune. Ridicați-l sus să se aude. Vreți să te bagă. Hai, mai în față. Hai, cu curaj. Eu zic să pleci. Deci atunci când venim pe pământ, uităm cum arată Dumnezeu. Și nu mai știm nici cum arată, nu mai știm nimic de El. Ce mai stai? Da? Părintele Gheorghe Călciu are un text care susține cum că copilul vorbește în burta mamei cu îngerii, o limbă îngerească. Nu știu ce dovezi
are, a avut, așa, și că această limbă, uite, o folosește în gângureală. Și pe măsură ce ia contact cu mediul înconjurător, problemele, așa, uită această limbă. El susține asta. Eu am citit și atât. Între timp, părintele s-a dus la acest lucru și nu am putut lămuri. De unde are ideea aceasta, conceptul acesta? Într-adevăr, dacă ați observat că dacă ne prostim un pic în vorba cu copilul, facem ca el, gândurim ca el, copilul imediat, micuț de două zile, de cinci zile, imediat are această reacție. Deci, fetița întreabă ceva foarte precis vis-a-vis de ce, de pierdere. Deci noi avem o legătură directă cu Îngerii, cu Dumnezeu și pe măsură ce ne pervertim, scăpăm din mână această favoare extraordinară de a fi cu Dumnezeu și uităm. Și uităm și limba de discuție, de aceea reînnodăm apoi în timpul vieții o limbă comună, care este rugăciunea, cu Dumnezeu. Foarte interesant ce se întâmplă la nivelul acesta de bucurie. Părinte spune că atunci când avem niște probleme, când mai complicăm viața, uităm o limbă cu care complicăm lucrurile. Aia e problema. Cum facem noi să redevenim copii? Ia uitați că mai sunt întrebări. Zice aici când vă spun cum am început. Am început de nevoie. N-am început ce cu copiii salvați treci pe la număr. Am început. Salvați de Ioan Alexandru și de câțiva. În București. Nu am avut încotro. Nu am vrut să fac asta. Azi, cineva, când vrea să facă ceva, face o fundație, face o asociație, un program. Noi am stat fără niciun fel, 4 ani. Fără ștampilă, fără cont, fără nimic. Neavând încotro. Pentru că am promis că ne ocupăm noi de copil dacă îl lasă. Deci că astăzi e ușor să convingi pe cineva să lase copil. Dar la data aia era o bunie, toată lumea a făcut vot. Aici, la crematorul uman, am văzut cum se ardeau copiii. Copiii avortați prin cezaria sau prin aspirație. Deci și erau... Și de ce biserica nu se implică să nu mai se... Biserica sunt eu cu dumneavoastră. Ăștia suntem biserica. Eu și dumneavoastră. Care biserica? Nu suntem noi biserica. Întrebarea este retorică. De ce nu ne implicăm noi? Cum să facem? Da, sigur. Ați văzut că unii s-au ocupat și nu într-o ocupare a morților, cum ați zis, și li s-a interzis. Au fost, dacă vedeți, le fură cornea, nu? Îngropau morții femei de toată isprava și ca să zlovească total, să, așa, se ocupă, fură cornea. Ca și când cornea are valoare de la un mort. Organele nu au valoare la un mort. Organele de transplant au viabilitate dacă sunt luate de la om viu și până la ultima suflare mai are un minut jumate cel puțin. De aceea noi avem o anumită poziție vis-a-vis de transplantul de organe. Nu că suntem noi împotriva salvării vieții. Aproape. Nu suntem împotriva salvării vieților ucigând alte vieți. Acolo este problema noastră în care noi ne pronunțăm. Ce părere aveți de pedepsirea multor preoți iubiți de popor, dar înăturat de la slujire de smărăbuire acestora? Păi trebuie să vedem cât sunt de nevinovați. Nu cred că un episcop îndepărtează așa preoți și cu asta basta.
Depinde de relația care s-a stabilit. Dacă e undeva o nedreptate, trebuie văzut. De ce nu suntem întrebați de la catecirea acestora vrenic este? Pentru că atunci când îi rătăvește... De ce nu suntem întrebați și la catecirea acestora? Este vreme care este? Păi când îl plătonim, noi cântăm vrenic este. De ce cântăm? Că nimeni nu-l cunoaște. Vrenic să fie. Mai de uzi. Nu, dar aia... Aici am un problem și eu, că nu pot să nu zic. Că înainte, cu vreun era întrebat. Voi îl cunoașteți? Pe cel care voi l-ați făcut să vă fie rău, trebuie. E vrenic. Și poporul spunea, vrenic este. Deci era întrebarea asta, vrenic este? Poporul spunea, vrenic este. Acum, episcopul nu mai pune întrebare. Vrenic este. El zice, afirmativ. Să știți că vă spun eu. Vrenic este. Știi? A cărat bine? Vrenic este. Bun. Zic eu, hai, lasă, nu mai zic, așa este. Ce, bă, îl duci și îl hierotonești în altă parohie, în altă mănăstire, nu cunoaște nimeni, zi liturghie și auzi de azi avem o hierotonie. Îl hierotonește până diaconul s-a cu preotul Gutan, venit de nu știu unde, pe seama parohie de la Cucuieții din Dan. Și zice, vrenic este. Bă, e vrenic. A venit frumos îmbrăcat, cu flore bune, a venit. În 1981 am fost nași în județul Bacău la o familie tânără. Și am mers acolo cu Dacia, pe o gârlă așa, am urcat teaguri, am coborât voi. Și la un moment dat preoteasa care era cu băiatul ăsta de o lună, era de o lună, și acum zice, dar așa n-am nimic cu tine, eu am cu mine. M-am plecat de un copil de o lună pe munții aia. În sfârșit, ne-am dus acolo și mergeam și așa. Și zice, unde mai merg? Unde mai merg eu? Aici. Doar nu mă duc la Cucuieții din Deal. Și la un moment dat apare în banca, Cucuieții din Deal. Și am avut la o conferință în Germania și am mers după GPS. GPS-ul ăsta are și mai te minte, mai te pune, bagă în curtea la cât un om, dar ăștia știu că e așa și nu se supără că intri în curte și nu mai de unde ești. Și mergeam și curtea asta are ideea aceasta că dacă se sfârșesc sârmele de telegraf și de curent electric, înseamnă că nu suntem într-un loc sigur. Și după ce mergem așa vreo două ore prin păduri, cu asfalt, e adevărat, GPS-ul zice așa. Intrați în sensul giratoriu și poți începe. Și în momentul acesta, și în sens giratoriu. Așa era, în sens giratoriu, în mijlocul pădurii, se împărțea. Așa că sunt multe chestii care se pot întâmpla. Când au apărut GPS-urile astea, nu ne-am descurcat undeva în Italia să ajungem într-un sătuc, tot așa la studenți, pentru o centrație cu ei, și am luat pe unul care era, se ocupa cu șoferia, era instructor de șoferi. Și eu l-am luat pe el, că zic asta se... De unde el? Abar n-avea când a văzut autostrăzile alea și așa. În sfârșit, am luat un GPS, 100 de euro, și când a văzut el cum spune, de un timp, la stânga, la dreapta, așa, foarte mult s-a încântat. Și la un moment dat l-a pupat. Când l-a pupat, așa, a derivat. Și noi, eu nu știam să pun, aveam pentru prima dată un GPS, nu știam să-l repotrivesc. Și era voce feminină. A dereglat, am oprit mașina, ne-am dus la un trecător, la un italian, dar ne-a făcut și mă întreabă, zice, ce voce să pun? Ăsta în italian n-a înțeles nimic. Zic, spune-ți o voce masculină. Și am schimbat ăsta vocea masculină, ne-am pus acolo. Și când a început să vorbească un bărbat cu voce groasă, el s-a supărat, s-a întristat foarte tare. Le-a ocupat zic la bebe? Probabil. De ce nu pune arhiereu o mâine pe capul preotului și se ridice harul? E, problema cu harul este că nu se mai poate ridica.
să vă harul, se poate opri în manifestare. Deci noi când suportăm această gravă pedeapsă, numită catențire, cea mai gravă pentru preot, în momentul ăla nu ni se ia harul, ci avem interdicție de a ne manifesta noi ca lucrători în ugorul Dumnezeu prin har. Din 1857 și 3, mai țin minte, nu a mai avut loc o caterisire publică. Atunci a avut loc ultima caterisire publică. Adică niciun preot caterisit nu mai s-a supus la rânduiala caterisirii, care este o rânduială inversă. Adică îmbracă în veșminte și pe urmă îl dezbracă în ordinea arătând nu este vrednic. Poporul spune nu este vrednic și așa mai departe. Bine, dar pentru asta trebuie adusă toate lucrurile. Și forma ultimă zice că episcopul îi taie barba și pietele și apoi îl izgonește afară cu cârja în rândul mirenii. Dar nu-l dă afară din biserică. Adică el face parte mai departe din biserică, se spovedește, urmează să se și împărtășească. Și acolo scrie că un preot care suportă această omilință publică, jumătate din păcatele care au condus la caterisire sunt iertate. Păi dacă a spus întrebarea, nu prea v-am răspuns în esență, dar v-am făcut asta. A nu se lua numele Domnului în deșert, cum vine aceasta? Adică nu a nu flecări. Și noi, din păcate, facem glume peste glume, spunem bancul cu Sfântul Petru, cu Dumnezeu, cu Maica Domnului, cu nu știu ce. Ca și când n-am mai avea ce glume să facem. Este un lucru foarte grav. A luat numele Domnului în deșert, în special, se referă la înjurătură. În special. Dar și la a chema numele Lui Dumnezeu la toate găinările. Spre exemplu, a zice, ce Dumnezeu mă? Sau a zice Zău. Sau, Doamne, Maica Domnului. Adică pronunț numele divine în niște chițebușuri de ale tale care n-are nicio legătură cu marele nume, marele efect al numelor. Acum este lăsat la urmă o scrisoare. Când mă gândesc că acum 20 de ani am încercat o tentativă de suicid, că nu aveam serviciu, aveam însă doi copii minunați de crescut și aceasta ar fi trebuit să fie cea mai frumoasă meserie, chiar dacă mă pregătisem pentru inginerie. Copiii sunt mari acum de 7-30 de ani și dacă aș putea, aș da timp înapoi să repar și de trecut. Îi văd acum roadele unei copilării frustrate de prezența mamei permanent, mai mult decât atât am vrut condiții mai bune și avem încă 5 ani la bancă rate, a fost încă 12, ce am cules tensiune în casă din cauza datorii. E greu, creștinii nu se împrumută niciodată de la bancă și se împrumută între ei, dar nu sunt concentrat pentru a lucra lucruri materiale. Nu am uitat să îi apropie de Dumnezeu în postul de spovedit, până am crescut mai mărișoare de la liceu, i-am pierdut. Toată lumea se plânge de asta. A venit în 1980, nu am știut cum să mai gestionăm relația părinte-copil și ideea de libertate. Acolo s-a produs ruptura. Încerc să reconstruiesc permanent punte aproape șuplete, însă e foarte delicat. Singura nădejde la Maica Domnului Sfinții, dacă ne rugăm nu atât de mult și atât de des cât ar trebui. Asta este un fel de strigăt, dacă vreți, și o recunoaștere a noastră că acest caz nu este izolat. Aproape toți părinții se plâng. În momentul în care vedem că și celălalt are aceeași problemă, există posibilitate de solidaritate mai puternică. Dar noi a venit o fetiță însărcinată la 12 ani și jumătate. Asta înseamnă că rămânsese însărcinată pe la 11 ani jumătate, mai mult.
Și când am dat-o la școală, am dat-o într-un sat vecin, nu la Valea Plopului, am crezut că vor exista reacții ale părinților, ca exemplu negativ, etc. Nimeni n-a zis nimic. După vreun an de zile așa, am întrebat, dar nu ați avut nicio reacție. Și răspunsul a fost, părinte, dirigenta și directoare, a spus, părinte, toți părinții și chiar noi ne-am scupat în sen. În sensul că la orice oră, în ritmul acesta, se pot întâmpla atâtea lucrurile cu fetițele noastre, cu copiii noștri. Așa și aici, noi recunoaștem că toate acestea ni se pot întâmpla și nouă. Din ce se vede, întrebările scrise s-au terminat, poate mai e una orală. Dacă nu, trebuie să ne ducem acasă, pe mine ne așteptă. O întrebare, spune Părinte Nicolae. În ultima vreme, biserica noastră este ținta atacurilor, de tot felul, din toate locurile și din toate părțile. Spuneați că una dintre lipsurile noastre sau dintre deficiențele noastre ca și creștini este lipsa de reacție. Acum eu vin să vă întreb, în aceste momente tulburi, pline de confuzie, cum spuneați, de amestecătură, de sincretism, de tot ce vreți, de lucruri realmente amestecate, de luptă cu văzuți și cu nevăzuți, rășmași. Cum trebuie sau ce trebuie să facem noi ca și creștini? Cum să reacționăm? Ce să facem concret? Pentru că lumea, senzația mea, noi ca popor, în momentul de față ne aflăm într-o dezorientare și degringolată, într-o amețeală și într-o zăpăceală, sigur, nu întâmplător lăsată sau dirijată de către cineva de la butoane. Ce trebuie să facem noi acum? Ioan Alexandru înseamnă că avea dreptate după 89, decembrie 89, când spunea că România trebuie reîncreștinată. Și l-au contrazis foarte mulți. Și de-a lungul vremilor, iată, s-a devenit lucrul ăsta. Noi avem nevoie de reîncreștinare. Adică poporul e botezat, dar poporul nu trăiește botezul. Zic poporul, nu mă refer la poporul, la biserică, la poporul din biserică. La acest popor, această populație, dacă vreți, că poporul e întotdeauna în biserică. Populația este în afară. Și trebuie neapărat să păstrăm plămada. Să păstrăm posibilitatea aceasta de redospire. Dacă nu, de aceea este foarte grav când o bunicuță în românește integră. De aceea e foarte grav când vârstele noastre se pretează la telenovele și la un flux de știri din ăsta care am văzut câteva femei de la țară care sunt la curent cu absolut totul. Care, ce se întâmplă în România este un aspect politic. Chiar este un aspect dezastruos ce se întâmplă în România și vremea o știu. Ce face leu? Da. Și fel de fel de lucruri astea. În momentul acesta avem de a face cu pierderi grave, pentru că, practic, copiii noștri și nepoții noștri îi privesc. Ei sunt aiurea, dar ei trebuie continuu să găsească în noi ceva la care să se întoarcă. Și ei se vor întoarce cu noi. Ați văzut aici și exprimă speranța că în Maica Domnului și în Sfinții Săi există speranța aceasta de rugăciune, de intervenție la Dumnezeu pentru dezastru. Ce pot face în cazul în care viitorul meu soț minte, eu știind adevărul, cum pot reacționa? Păi, dacă tot e viitorul tău soț, vor să fie prietenul tău cu care încheie. Dacă tot e viitorul, deci nu e încă
graba preșervită, că ce se întâmplă dacă cineva se împotrivește adevărului invederat, atunci el face parte dintr-o categorie de oameni care foarte ușor manipulează, pentru că el practic susține. Susține aceeași prostie, același neadevăr. Și dacă acum aspectele de minciună poate nu te afectează, pe viitor te poate afecta. Este cineva... Când ești căsătorită, minciuna nu este scuză, nu este motiv de divorț. Când ai jurat, ai jurat cu mine pe Sfânta Evanghelie, pe Sfânta Cruce, gata. Poți să divorțezi de el, ca femeie, numai dacă te silește să omori copii, sau dacă te silești într-o formă din asta dură să-ți părăsesc credința. Nu dacă el trece la altă credință, trebuie să rămâi căsătorită cu el, el fiind adventist. De ce? Asta e. Înainte vreme era ea creștină, el păgân. El creștin, ea păgân. Acele erau căsătorii mixte, admise. La ora actuală, ce facem noi cu căsătoriile mixte, nu se încadrează în regula aceea. La noi unul a trecut de la adventist la ortodox și mai să divorțeze de nevastă, care a rămas adventist. Și ne-am luptat foarte mult cu el să-și țină nevastă. Adică el a cunoscut o cale. Nu înseamnă să-ți lași nevastă, dacă te lasă ea, e altceva. Ia să vedem că totuși discuția aceasta a mai născut o întrebare. Cât de lung e infinitul? Cât de mult trăiesc spiritele noastre? Și când am început? Vorba fetiței astea de 16 ani care a întrebat o reporterul, ai auzit de ce urgență? Da. Cine a văzut ce urgență? În 2002. Când a trăit? De bun. Așa și cu infinit. Este pe internet acum, circulă ceva vis-a-vis de ce este Pământul comparativ cu Soarele și ce este Soarele comparativ cu nu știu ce fel de galaxie. Și unde se află Pământul vis-a-vis de Calea Lactee, Cercamărie. Acolo se poate vedea cu ușurință măreția creației lui Dumnezeu, care, mă rog, descoperirile astea științifice, cu nimic nu diminuează credința noastră în Dumnezeu. A venit unul acum vreo 2 ani și a zis, părinte, ați auzit? Nu. N-ați auzit? Ce zic? Ați auzit că s-a descoperit viață pe Marte? Nu n-am auzit. S-a descoperit. Așa, și? Ce facem cu Scriptura? Ce vrei să facem, frate? Păi mai e valabilă? Ce legătură are dacă s-a descoperit viața pe Marte? Ce facem? Desfințăm foarte bine că s-a descoperit. Altul a venit vis-a-vis de extraterestri. Că, părinte, acum ce facem cu Scriptura? Uitați, au apărut aici extraterestri. Și ce la domnul? Dacă tot au apărut, au apărut. Foarte bine. Mai există și alte lumi? Foarte bine. Mai există și alte ființe? Foarte bine. Cu ce mă împiedică pe mine la mântuire? Scriptura nu este o carte științifică. Nu este o carte profetică într-o toate domeniile. Ci este profetică numai cât îmi slujește mie ca să mă mântuiesc. În Noul Testament, ca și în Vechiul, dar în Noul Testament sunt atâtea scrieri pierdute. Există scrisoarea a treia către creștinii din Corint, pe care nu avem în Noul Testament. De ce a permis Dumnezeu să se piardă? Poate nu era necesar ce scria Pavel. Deși a fost scrisă tot de timpul Pavel. El vorbește de o a treia scrisoare. Și așa mai departe, cam așa stau lucrurile. Noi nu începem să ne clătinăm că a descoperit unul în nu știu ce planetă. Și ce dacă a descoperit? Foarte bine.
E minunat tot ce a făcut Dumnezeu cu noi. Sfinții sunt serioase de circulație în momentele de criză, de răspunde. Spun că există, poate nici nu spun. Dar și dacă există, nu mă deranjează pe mine. Că eu pot să spun, domnule, dacă sfinții nu, dar ăștia nu cred în sfinții. Eu mai bine îi spun lucrul ăsta. Și dacă există ce? Foarte bine, aplaudă. Bravo, doamne. Ai mai făcut că sunt și foarte multe afirmații și preocupări sau teorii dintre acestea, în ghilimele fie spus, vehiculate sau lansate pe piață, ca până la urmă să ne atragă atenția de la lucrurile cu adevărat serioase din această viață. La un moment dat era asediată cetatea Constantinopolului și unii discutau din punct de vedere dogmatic dacă îngerii au sex sau nu. Și acolo și era... Și sau eu știu că n-am. Nu. Dar nici nu mă interesează. Doamne ajută, poate pune post ușor și binecuvântat-o continuare. Să vei Iisus Hristos. Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului. Amin. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai mărită fără de asemănare, care fără stricăciune de Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Într-un numele Domnului Preacucernice, Părinte, binecuvântați! Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, mântuiește-ne pe noi. Amin.